Am ieșit din casă la Pești și deocamdată n-am prins absolut nimica. Am văzut multă acțiune acolo pe fundul apei, pe sonar. Și deocamdată chestiile astea artificiale, momelele artificiale nu fac nicio treabă. Deci nici măcar o mușcătură. Ieri am stat pe râu cu soția pe râu acolo la ieșirea Fraserului sau Fraserului, râu, fluviului Fraser în ocean. Și uite altul care are o barcă similară ca asta. Și văd că n-am avut niciun noroc. Și e posibil ca sculele astea de pescuit, adică momelele astea artificiale, nu știu, prostii de astea care strălucesc, clipesc, fac. Asta de fapt n-am voie să o folosesc, că are ancore în Canada, aici, la zona asta, în zona asta unde locuiesc eu, trebuie să scot ancorele, deci acum eu nu pescuiesc cu ele, le-am scos numai afară să ți le arăt. Dar cam asta e ideea, că nimica nu trage și ce am făcut acum, și aștept să văd dacă se întâmplă ceva, am legat de oață, am legat niște carne de porc. Am avut senzația că o tras ceva, dar nu o tras așa, știi, cum trag ăștia micii la râu. Așa ceva, am simțit o mișcare. Și cum am agățat carnea? Am agățat într-o chestie de asta de nylon, roz. Ce culoare asta? Roșu, roșu. Că somonul roz, care este acum în mișcare, sau în migrație, pot să zic. De fapt, ce migrație? Că ajunge la râuri și se duce să depune icrele. Dacă sunt femeile, dacă nu, sperma de pești, lapsii, cum să zic, uite, ăla iese acolo, de acolo, din golfulețul ăla. Deci lapsii pe râu, acolo sus. Și gata, mor. Gata, asta e rolul lor. Deci ăștia au ciclu exact de 2 ani. Ăștia roz. Ei, la alții au de 4. Deci ăsta a intrat acolo cu barca lui. M-am gândit și eu să intru în zona aceea, dar am zis că nu cunosc golfulețul ăla. Și nu vreau să dau cu motorul de pietre. Că l-am dat acum o săptămână și a fost sară, deci abia vedeam. Și eram scos să-l ții în barcă. Dacă eram singur, era una, dar știi, când ai responsabilitate și pentru celălalt din barcă, mai ales pe râu, și râul e mare și adânc, am zis că nu mai încerc, că nu-i chiar o aventură plăcută. Dar în fine, ce am făcut cu chestia asta? Am împachetat o bucată de carne de porc afumată. Nu puturoasă, dar știi, miroasa carne de porc, și cu cărligul, și am legat-o de nylon, și nylonul de minunea asta. Acum trage, nu trage, deocamdată nu trage nimic. Și aia la altă undiță are momeală de asta artificială, cu cărlig fără ureche, că n-ai voie să pescuiești cu cărlige, cu barbă, cu ureche, barbă, așa le zic ăștia, barbed. Și na, sunt de vreo 2 ore pe apă și mă bucur de scenariile astea, de scenarii. Știi că vorbesc și eu în limba argentiniană pe aici, de peisajele astea, de peisaje. Și acum să nu-mi pun fundul în cărlige, că n-am chef să-mi dau pantalonii jos ca să-mi scot cărligele din piele. Așa, trebuie să-mi pun fundul jos. Și acum sunt 11 metri acolo, cum zic ăștia, pe aparatul ăsta de măsurat și presiunea, și temperatura, și adâncimea, și hărți, ce mai am eu pe el acolo. Și acum vreau să-ți arăt ce se poate vedea pe aici, pe la insulele astea, că e foarte fain. Bă, astea se cam învârt pe aici, știi, adică ce-i de mâncare? Sau să joacă la termale, că vreau să joacă și pilote. Deci astea sunt păsări răpitoare.
ulii sau ce ori fi chestiile astea, dar nu-s ciori. Asta sigur nu-s ciori, după cum arată hawks, se numesc, adică un fel de ulii. Și ia să intru, dacă tot sunt aici, să intru în golfulețul ăsta. Să văd și eu, după ce să uită minunile astea. Acum merg cu motorașul ăsta electric. Și ăsta la alt, dacă îl dau, adică dacă merg și dau de pietre, măcar nu dau motorul mare. Și să vedem, ceva acțiune pe aici? Nu, nimic. Nimic, nimic. Ceva acțiune la sfoara cealaltă. Deci mai sunt 11 metri până la fundul apei. Auzi, deci cred că-s eu. Nu, nu, că eu sunt mai departe cu cărnațul, cu ăsta, cu minunea asta de... Au! Ce văd eu aici? Ce-mi văd urechile mele? Este o plajă și cu o căsuță de asta... A, deci de-aia au intrat ăia aici, să vadă și ei ce se mai întâmplă. Deci este o căsuță de asta, o colibă, care a făcut-o cu nu știu care, de mult, că e, după cum vezi, e dărăpânată, dar... Trebuie să fie interesant să dormi acolo, știi? Decât să vii să dormi în barcă, cum am gândit eu. Oh, yeah, e o plajă super. Adică e o plajă de asta, mititică, mititică. Mă duc încet, încet. Că uite cum arată pietrele astea. Mai devreme era o focă care tușea ca un măgar. Și am zis, ori tușește, ori își suflă nasul. Deci după cum vezi, deci acum sunt 4 metri. Mai e unul acolo la pescuit. Hop, ce? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ah. Ți-a ceva? Nu? Am auzit eu undița. Oh, m-am spăreat, am zis că băi, mi-au furat ăștia undița. Adică ăștia peștii. Ia, nu, mă duc înapoi, nu mă duc înapoi, mă duc înainte numai. Ia să vedem ce minune e asta, căsuța aceea. Dacă tot sunt aici. Ok, deci asta mi se agață acuș, mi se agață în pietre, ața asta. Da, 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 o simt că se agață. Sper să nu mi se rupă. Ia, o simt că... Dai că mă duc în șir. Știi că visul meu... ca să îmi cumpăr așa o barcă de asta. Era să merg pe plajă de astea ascunse așa. Și să mă dau jos din apă, din barcă. Bă, s-a băsut la cap. Wow. Cineva a adus materiale aici și a construit minunea asta de colibă. Ia să vedem ce se mai întâmplă. Ok. Deci, am ajuns pe mal. Deci, zice că eu am un metru aici, bineînțeles că văd că am un metru. Opsi, mi-a rupt undița asta. Mi s-a agățat undița. Ei, stai așa, nu rupe cârligul. Deci, da, s-a agățat acolo în pietre. Dar cred că trebuie să-i dau drumul la nylon. Ei, ia, acum, și când mă duc înapoi, o trag eu înapoi. Dar cel puțin nu-mi rupe cârligul. Deci, acum... Zice 0,8 metri, ia să mă duc eu un pic mai... Am ancora aici? Ia, am ancora care... Ia, mi s-a agățat ancora. Ei, ancora. Aha, deci, ia să dau cu spatele. A, zice acolo că este no trespassing, deci cineva are proprietate aici. Ok, deci...
Ia să mă dau eu jos de pe aici, dar în același timp nu vreau să îngăuresc baca, pentru că astea sunt scoici de alea nesimțite care taie prin de toate. Ok. Ia să vedem ce e aici. Deci marea vine, sau fluxul, vine până aici, după cum vezi. Deci până aici începe să crească apa. Așa că, uite și acolo este o cașcarabetă. Probabil că a fost un... o tabără. Nu știu, dar după cum vezi, e o cărare. Ia, o cărare care... Sper să nu mă ducă barca apa. Ia să vedem ce e aici. Deci asta e o insulă foarte mică. Cineva a avut curaj să aducă materiale, să construiască ceva aici. Uite, și un focușor. Bă, dar nu e rău. Numai că asta e proprietate privată, știi, asta e... Deci, nu pot să vin aici și să zic, hai că îmi pun cortul și îmi fac o aventură aici sau... Da, uite că am ajuns și eu undeva, un loc interesant, care mă face să mă gândesc că o merita să ies din casă. Uite cum pădurea și natura ia locul și asta în 20 de ani. Breț, în 20 de ani o să fie dusă și înglobată de mușchi și putrezită. Oh, barca se duce, fii atent. Yep. Deci trebuie să mă duc. Acum barca se duce. Noroc că am pus-o la ancoră. Și noroc că am și izmele astea, știi? Dar fii atent ce facem noi acum. O trag cu undița. Hei, de asta am undița aici. Deci am cizme de alea. Ok. Și acum... Știi că dacă nu e aventură, nu e aventură. No, bun, hai că am treabă acum. Trebuie să mă ocup de... ancoră, de undiță, de una alta. Trebuie să mai duc și să-mi golesc și vizica. Și vă las că o seară faină acolo. Pa, pa!